Domnițe elegante, cavaleri curajoși și dansatori atât din vremurile apuse cât și din societatea contemporană, reprezentând mai multe țări europene, călăreți și chiar Vlad Voievod Drăculea vor da culoare străzilor târgoviștene și punctelor centrale din municipiu în cele 5 zile de sărbătoare. Ce este foarte, foarte important din punctul meu de vedere este că reușim să păstrăm tradițiile. Sperăm să ne bucurăm cu toții de toate aceste activități, chiar dacă bugetul a fost aproape înjumătățit în acest an. Programul activităților ce se vor desfășura cu ocazia sărbătoririi zilelor cetății este foarte încărcat și se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Astfel vor fi deschise un târg de anticariat și unul al meșterilor populari, un salon editorial, workshop-uri medievale precum tras cu arcul, lupte, dans medieval și călărie. De asemenea, sunt organizate proiecții de film, scenete istorice, spectacole de teatru pentru copii și un festival internațional de folclor. Din program nu puteau lipsi parada medievală și gala de excelență a municipiului Târgoviște, ce vor avea loc în prima zi de sărbătoare. Bugetul de anul acesta, aprobat în Consiliul Local pentru Zilele Cetății, este de doar 350.000 de lei. Suntem în discuții cu, și în acest moment, cu o serie de agenții economici care își manifestă interesul de a sponsoriza acest eveniment. În funcție și de sumele ce se vor strânge de la sponsori, vom putea alcătui și bugetul pentru concertul de sâmbătă, unde vă spunea Ciprian, cap de afiș și de trupa bere gratis. De asemenea, pe scenă vor urca Shift, Sonia și artiști locali. În cele 5 zile de sărbătoare vor fi puse în scenă și 3 piese de teatru care vor reînvia istoria în fosta cetate de scaun a țării românești. 3 scenete realizate de trupa de cascadori și actori lupiali, din care fac parte Carmen Tănase, Bogdan Gian, Bogdan Farcaș, Ioana Farcaș, Antonia Ionescu și cascadorii Adrian Pavlovski, Cosmin Pădurean. Pentru corecta investire a bugetului alocat zilelor cetății s-a decis chiar și o comisie de verificare a fiecărei sume în parte. Pentru acest eveniment am făcut și o comisie, am numit o comisie prin dispoziție, care este formată din 3 persoane care lucrează în primăria municipiului Târgoviște. Este condusă de domnul City Manager Gabriel Cioacă, care va monitoriza toate cheltuielile ocazionate de zilele cetății Târgoviște 2014.